Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Fostul senator de Gorj, Toni Mihail Greblă, a fost audiat în această dimineață la sediul DNA. Greblă este acuzat, printre altele, de trafic de influență. Reacții imediat. 12 elevi au ajuns la spitalul din Turceni seara trecută după ce le-a fost administrat vaccinul antitetanos în școală. La scurt timp după ce au fost imunizați, copiii au avut reacții alergice și au fost transportați de urgență la spital. Părinții sunt revoltați pentru că nu au fost anunțați de efectuarea acestui vaccin. Echipa de handbal Energia Târgu Jiu a câștigat meciul din sferturile cupei cu formația CSM București cu scorul final de 32-25. Fostul senator Toni Greblă a fost audiat în această dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Actualmente judecător al Curții Constituționale, Greblă este acuzat, printre altele, de trafic de influență. Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2010-2015, Toni Greblă ar fi primit de la omul de afaceri Dan Bărcină servicii și asigurări pentru mașină în valoare de 56.000 de euro, rochii de damă, precum și mai multe materiale electorale. Fostul senator de Gorj a fost dus la Direcția Națională Anticorupție cu mandat de aducere. Ce s-a întâmplat? De ce ați fost ridicat? De martor, nu știu în ce cauză. Deci să premizez, să fiți pus sub acuzare? Nu știu, absolut nimic. Ce știți dumneavoastră, știu și eu. Ați fost implicat în vreo acțiune de corupție? Nu am nicio afacere privată, n-am avut decât... În privința deciziilor dumneavoastră, să fi luat vreo decizie favorabilă cuiva, să fi fost chiar plătit? Exclus așa ceva, exclus. Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2010-2015, Toni Greblă ar fi primit de la omul de afaceri Ion Bârcină servicii și asigurări pentru mașină în valoare de 56.000 de euro, folosirea gratuită a unui telefon, factura fiind de 1.200 de lei, două rochii de damă în valoare de 1.200 de lei și în octombrie 2012 a primit materiale electorale pentru campanie electorală privind alegerile parlamentare. La ieșirea din sediul instituției, Greblă a precizat că nu a luat niciodată bani pentru activitățile desfășurate, precum și faptul că audierea de astăzi nu are legătură cu activitatea sa la Curtea Constituțională. Mi-au fost aduse la cunoștință niște activități pe care le-ar fi desfășurat cunoștințe de ale mele sau rude. Nu pot să vă spun foarte multe din dosar, dar vreau să vă spun două lucruri. Eu nu am luat niciodată bani pentru activitățile care le-am desfășurat și oricum prezența astăzi nu are nicio legătură cu activitatea la Curtea Constituțională a României. Sunt lucruri vechi pe care nu pot să vi le dezvălui acum. Dar se reproșează că nu ați primit bani, că ați primit servici pentru o mașină, telefon, mașină, două rochii. Aveți o mașină de la firmul dumneavoastră pe care o folosiți? De la rude, da, sigur. Da, o folosesc din când în când în calitate de rude și eu îi dau câte o mașină. Bârciuvă e rudă? Da, este finul meu. Și l-ați sprijinit, l-ați protejat în afacere? Nu, niciodată. V-ați citat materiale promoționale pentru campania electorală? V-ați sprijinit în campania electorală? Două rochii pentru soția dumneavoastră? Ferma de struț din Gorj e a dumneavoastră? Nu este o fermă de struț, este o gospodărie țărănească, să zic așa, în care sunt și vreo 7 struți. Astăzi procurorii au dispus urmărirea penală pentru Toni Greblă. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, au dispus efectuarea urmăririi penale față de Toni Greblă, senator în Parlamentul României, până la data de 18-12-2013, când și-a început mandatul de judecător la Curtea Constituțională și ulterior judecător la Curtea Constituțională sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată. Două infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare cu acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Constituirea unui grup infracțional organizat în forma constituirii și în vederea pregătirii infracțiunii de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. În același dosar au mai fost audiați deputații Iulian Iancu și Lucian Șova. Cei doi au fost aduși la sediul DNA, aceștia având calitatea de suspecți. Iulian Iancu și Lucian Șova sunt deputați PSD de Bacău. Iancu este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai vocali parlamentari pe domeniul energetic. La DNA a ajuns astăzi și generalul în rezervă, Bartolomeu Săvoiu, care a fost adus cu mandat de către anchetator la Direcția Națională Anticorupție, urmând să dea declarații în același dosar.
Potrivit unor documente ale procurorilor, generalul în rezervă este suspectat de folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. De aceleași fapte ar fi suspectat și Tony Greble și finul său Dan Bârcină. Tony Greble este din decembrie 2013 judecător la Curtea Constituțională a României. El a înlocuit-o pe judecătoarea Iulia Motoc, aleasă magistrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Omul de afaceri Dan Bârcină, audiat și el astăzi în dosarul lui Tony Greble, este suspectat că ar fi cumpărat influență de la fostul senator de Gorj. Bârcină este finul lui Greble și un controversat om de afaceri. De asemenea, afaceristul a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru că ar fi dat șpagă pentru perfectarea unor contracte în energie. Fostul senator de Gorj, Tony Greble, este nașul lui Dan Bârcină. Ion Bârcină, zis Dan Goeru, a fost condamnat în 2013 la 4 ani de închisoare cu executare. Acesta a fost cercetat de Direcția Națională Anticorupție, fiind acuzat că în perioada 2010-2011, alături de alte 3 persoane, au încercat să dea mită fostului președinte al ANRE și parlamentar UDMR, Olos Gergely. Firma lui Goeru primea de la Agenția Națională de Reglementare contracte pentru vânzarea energiei, iar în schimbul favorurilor, șeful ANRE primea șpagă. Instanța a decis confiscarea sumelor de 384.000 de euro și de 400.000 de lei, banii ce ar fi reprezentat mita oferită parlamentarului. În acel dosar, șeful ANRE a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Decizia nefiind definitivă, inculpații au făcut recurs, astfel că în luna iulie 2014, procesul de corupție în care este inculpat Ion Bârcină a fost reluat la Curtea de Apel București. Judecătorul CCR, Tony Greble, este nașul de cununie al fiicei lui Dan Bârcină. Pe de altă parte, Dan Bârcină a mai fost implicat într-un scandal. Acesta și-a petrecut o noapte în arest în 2012 după ce a fost acuzat de mărturie mincinoasă într-un dosar în care un cămătar celebru era închetat pentru șantaj și spălare de bani. Judecătorii au decis punerea în libertate a lui Bârcină după cele 24 de ore de arest. Bârcină a fost asistat la audieri chiar de nașa lui, avocata Mihaela Greblă. De asemenea, Dan Bârcină mai are un fiu, Paul Bârcină, acesta fiind condamnat într-o primă instanță în 2013 la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fiul lui Bârcină a fost implicat într-un conflict desfășurat într-un club din Târgu Jiu în urma altercației, un bărbat de 37 de ani din municipiu fiind înjunghiat. Nici luxul orbitor de la nunta fiicei sale, Mihaela, nu poate fi trecut cu vederea. Evenimentul a transformat municipiul Târgu Jiu într-un furnicar, 10 de autoturisme de lux și 3 elicoptere ajungând în orașul de pe Jiu. Pe lângă toate acestea, tinerii au fost însoțiți de un adevărat parc auto format din autoturisme de lux, dar și de un elicopter care a survolat cerul municipiului, având agățat un banner cu poza mirilor și cu numele lor. Dan Bârcină a avut mai multe afaceri cu statul. Acesta a cumpărat de la fondul proprietății de stat societatea Antrepriza de Construcții Montaj Minier printr-un interpus, respectiv Dan Cărbunaru. Societatea a intrat în faliment la scurt timp după ce a fost vândută de FPS printr-o serie de afaceri dubioase în spatele cărora se află Bârcină. Omul de afaceri de etnie romă mai este și acționar la Aviația Utilitară Petroșani. Dan Bârcină a mai cumpărat de la CFR stația de spălare vagoane marfă de uz general și a încheiat alte contracte cu statul. Politicienii gorjeni reacționează după ce fostul senator de Gorj, Tony Greble, a fost pus sub urmărire penală de DNA pentru trafic de influență. Foștii colegii socialdemocrați ai lui Greble s-au declarat șocați de evenimentele care s-au petrecut în această dimineață și cred în nevinovăția fostului senator de Gorj. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu a precizat că vestea este una neplăcută. Deși Tony Greble nu mai este membru al Partidului Social-Democrat Gorj, Aurel Popescu s-a declarat șocat de evenimentele din această dimineață și își dorește ca Tony Greble să-și dovedească nevinovăția. Nu este o veste tocmai plăcută. Este o veste foarte neplăcută din punctul meu de vedere, pentru că domnul Tony Greble ne-a fost coleg. Spun ne-a fost pentru că dânsul nu mai este membru al Partidului Social-Democrat în momentul în care a ales cariera de judecător în cadrul Curții Constituționale a României. Automat și-a dat demisia din Partidul Social-Democrat. Este șocant pentru că îl știu pe domnul Greble ca fiind un om integru, o persoană foarte serioasă. Și îmi doresc să dovedească acest lucru. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj a declarat că este greu să te aștepți ca un om de importanța lui Greble să fie târât la DNA.
recunosc că a fost un om pe care personal l-am apreciat, măcar din punct de vedere profesional. Iar în ceea ce privește relația mea cu domnul Grebla, a fost una colegială, amicală și chiar de respect. Tocmai de aceea sunt șocat să aflu că a fost dus cu mandat la Direcția Națională Anticorupție, așa cum probabil sunt șocați mulți dintre colegii mei, pentru că, sincer să fiu, e greu să te aștepți de la un astfel de om care a avut o mulțime de funcții de răspundere, funcții înalte, să fie târât, să spunem, pe la DNA. Tony Grebla a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2008-2012. Din partea PSD și reales la alegerile legislative din 2012 ca senator de Gorj. Grebla a fost numit de Senat ca judecător al Curții Constituționale la data de 18 decembrie 2013. Liderii Partidului Național Liberal din Gorj sunt de părere că Tony Grebla ar trebui să-și dea demisia din funcția de judecător al Curții Constituționale. Contactat telefonic, fostul senator a declarat pentru Gorj TV că nu va demisiona. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că Tony Grebla ar trebui să-și dea demisia după ce DNA a comunicat că este urmărit penal. În România lucrurile nu se întâmplă în funcție de principii, valori sau chestiuni legate de integritate. Sunt convins că veți auzi aceeași veche placă cu prezumție de nevinovăție. Dar în momentul în care ți se întâmplă asemenea lucruri, eu cred că, până la urmă, mai ales că am înțeles că a început urmărirea penală, eu cred că ar trebui să existe, nu știu, minimă intenție, măcar, de a-ți da demisia din funcția pe care o ocupă. Contactat telefonic, Tony Grebla a declarat că nu a decis să demisioneze. Se vehiculează în presă că vă veți da demisia. Nu am luat această decizie. Nu am luat o decizie în acest sens, nu știu că am dat. Grebla a ținut să sublinieze că este nevinovat. Nu am nicio legătură cu cele ce se vehiculează în mass media. De altfel, văd că Ilian Iancu și cu Lucian Șova declarare că au fost chemați în legătură cu alte acuzații fapte, nu cu, n-au nimic cu mine, n-am nicio idee ce pot să fac. A fost chemat la o discuție preliminară cu la DNA și probabil în cursul săptămânii viitoare, peste două săptămâni, să fiu chemat să dau o declarație atunci pe ideea aceea. De asemenea, și Curtea Constituțională s-a pronunțat astăzi în cazul său. Judecătorii Curții Constituționale sunt suspendați de drept din funcție de la data trimiterii în judecată penală și nu pot fi arestați sau trimiși în judecată penală decât cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, al Senatului sau a Președintelui României, după caz la cererea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, arată CCR într-un comunicat de presă după aducerea la DNA a lui Tony Grebla. CCR a mai precizat că, de la data trimiterii în judecata penală, judecătorul Curții Constituționale este suspendat de drept din funcția sa. În caz de condamnare definitivă, el este exclus de drept, iar în caz de achitare, suspendarea încetează. Procurorii DNA au ajuns în această dimineață și în Gorj pentru a face percheziții la o fermă de struți din comuna Telești, proprietate despre care se crede că îi aparține fostului senator PSD Tony Grebla. Anchetatorii au căutat dovezi care să arate că ferma aflată acum pe numele altor persoane îi aparține judecătorului Curții Constituționale. Potrivit procurorilor, activitatea infracțională a lui Grebla s-ar întinde pe parcursul mai multor ani, respectiv 2010-2015. Deși toată comunitatea din Telești, Gorj, știe că ferma ce se întinde pe aproximativ 6 hectare de teren aparține fostului senator de Gorj, la primăria din localitate în registrul agricol apare soacra acestuia. De dimineață procurorii au descins la fermă pentru a căuta date care să arate că judecătorul de la Curtea Constituțională deține ferma respectivă prin mai mulți interpuși. În primul rând că noi nu avem nicio proprietate înregistrată pe numele domnului Tony Grebla. Ferma la care faceți referire este a unei doamne care se numește Tănăsescu Viorica. Are act de proprietate pe numele ei, este proprietar. Vorbim despre 5 hectare și 88 de ari. Dar nu apare Tony Grebla sau nici măcar doamna cu construcție sau cu autorizație de funcționare a fermei? Pe numele dumnealor nu este niciun act de proprietate eliberat de către primăria comunei. Nici a unei societăți.
a unei societăți comerciale, eliberate, să zicem, la adresa respectivă. Da. Tony Grebla a fost adus cu mandat astăzi dimineață la DNA București, unde i s-a adus la cunoștință faptul că este urmărit penal. Grebla este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și constituirea unui grup infracțional organizat. Potrivit anchetatorilor, Grebla ar fi primit de la finul acestuia un afacerist de etnie romă mai multe bunuri, bani sau materiale electorale. Imediat după începerea urmăririi penale, mai mulți localnici din comuna Telești au declarat că terenul pe care se află ferma la care fac referire anchetatorii le-ar fi aparținut, dar și ar fi fost deposedați abuziv în anul 1992 de către Tony Grebla, prefect de Gorj atunci, împroprietărind ulterior cu suprafețe de teren pe mama și soacra acestuia. Eu personal nu știu chiar așa de bine prin ce împrejurări a fost luat. A fost luat. Da, e terenul dumneavoastră. Este terenul nostru. Am solicitat terenul odată. Al doilea, am avut proces cu ei. Cu domnul Grebla? Cu soacra. Grebla, cu cine îl administrează. El fiind prefect, a cumpărat de la Gostat, fostul Gostat, fostul Iase, un saivan de oi. În 91 atunci, sau 92 când numise pe el prefect, pe care am proprietorit-o pe soacră sa, o prica o cheamă, și pe maică sa. Alea sunt titulare de teren acolo. După aceea a venit, care un aghiotant agropă, domnul Grecu Gheorghe, și unde sunt lacurile jos de pește, a fost tot pământul oamenilor. S-a luat copilitatea primării. Eu m-am judecat cu ei, deși expertul care l-a numit instanța a zis că eu am dreptate conform actelor. Doamna judecător sau domnișoara Nicolcescu, care tasă era prim procuror atunci, am știut de atunci că pierd procesul, de aia n-am mai pus nici avocat. Tony Grebla este nașul fiicei lui Ion Bârcină, un controversat afacerist de etnie romă. În 2010, acesta a organizat o nuntă fastuoasă fiicei sale, pe parcursul căreia mai multe elicoptere au survolat municipiul Târgu Jiu. Au ajuns la spital după ce au fost imunizați. 12 elevi au fost internați de urgență la spitalul din Turceni după ce le-a fost administrat vaccinul antitetanos. Copiii au început să se simtă rău, după care au fost transportați la secția de pediatrie cu microbuzul școlii. Părinții sunt revoltați pentru că nu au fost anunțați de efectuarea acestui vaccin. Aseară părinții au mers la spital pentru a se interesa de starea de sănătate a copiilor. Medicul pediatru a precizat că elevii erau în stare gravă, însă au primit tratamentul corespunzător, iar acum sunt în afara oricărui pericol. În această dimineață, copiii au fost externați. Aseară au fost aduși în serviciul nostru de urgență 11 copii care fuseseră vaccinați ieri după masă, revaccinați de fapt difterul tetanus pertussis. Copiii prezentau un raș pruriginos, placare de urticariene, și ne-am dat seama că este o reacție alergică la această revaccinare. Copiii au fost internați în secția de pediatrie, au evoluții foarte bune. Acum de dimineață urmând să fie externați. Părinții copiilor spun că au fost anunțați de diriginta școlii că în urma vaccinării copiii au făcut alergie și au ajuns la spital. Revoltător este faptul că aceștia nu și-au dat acordul pentru efectuarea antitetanosului. După ce au stat pe timpul nopții sub supravegherea medicilor, copiii susțin că acum se simt mai bine. Doamna a anunțat, doamna dirigintă, că copiii în urma vaccinului au făcut o alergie și vine salvarea. Ea, cel puțin nici salvarea n-a venit să ia. I-a adus cu microbuzul școlii la spital. Cred, după mine, că era important ca noi să ne dăm acordul pentru acest vaccin. Și de asta am cerut să vină în fața noastră, să vedem, să dea o explicație ce s-a întâmplat. Am făcut vaccinul. Și cum te-ai simțit? Am mâncat pielea. Și au apărut niște bubițe. Și acum cum te simți? Mai bine. După aceea au apărut niște mâncărimi, niște bobițe, roșeală la piele. Părinții au mai spus că medicul care a făcut injecțiile nu a venit la spital să vadă care este starea copiilor. În cele din urmă, acesta a încercat să se apere, spunând că părinții au fost anunțați că urmează a fi imunizați elevii. Directorul liceului din Turceni susține că există un tabel care conține numele elevilor care au refuzat să fie vaccinați. Eu vin din cabinetul medical școlar
și asistenta de serviciu mi-a arătat tabel în care unii dintre elevi sau părinți, n-am înțeles prea bine, au refuzat să le fie administrat vaccinul. Deci asta știu eu în momentul de față. Primarul orașului Turceni a precizat că se va demara o anchetă pentru a se stabili cine este vinovat de situație. Sancțiunile vor consta în micșorarea salariului. Concluzie, nu vreau să le trag până nu își va face treaba comisia de anchetă pe care o numesc printr-o dispoziție a primarului. Strict personal, cred că s-au încălcat anumite proceduri, dar o să las comisia de anchetă să stabilească cine sunt vinovați în încălcarea acestor proceduri. Păi, așa cum prevede de codul muncii, rețineri din salariu. Nu cred că vom ajunge la desfacerea contractului de muncă. Părinții elevilor vor face o plângere la poliție împotriva medicului care a efectuat vaccinarea și în alte județe mai mulți elevi au ajuns la spitale în urma administrării injecțiilor. Copiii prezentau simptome de vomă, amețeli și mâncărime ale pielii. Vaccinul împotriva difteriei și tetanosului face parte din Programul Național de Imunizare ale Elevilor. Ședință cu primarii PNL, liberalii au discutat cu un consultant din București care le-a oferit informațiile necesare despre exercițiul bugetar pe fonduri europene 2014-2020. Detalii după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors la știri. Igorjenii condamnați la sărăcie din cauza angajatorilor care nu-i plătesc la timp. Cele mai multe sesizări care ajung la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj din partea angajaților sunt pentru că angajatorii nu-i plătesc la timp sau chiar deloc. Amenzile date angajatorilor în 2014 ajung la un cuantum de aproximativ 30 de miliarde de lei vechi. Angajatorii au obligația de a plăti salariile angajaților înaintea oricăror alte obligații bănești potrivit legislației în vigoare. Cum în Gorj, majoritatea angajatorilor nu țin cont de această lege, Inspectoratul Teritorial de Muncă strânge tot mai multe sesizări din partea angajaților nemulțumiți. De asemenea, George Romanescu, inspectorul șef al ITM, a declarat în cadrul jurnalului Gorj TV că s-au dublat controlele efectuate în 2014 comparativ cu cele din 2013, aplicând amenzi de peste 28 de miliarde de lei vechi angajatorilor descoperiți cu nereguli. Eu consider că amenzile destul de mari, s-au aplicat amenzi foarte multe și numai pe munca fără forme legale. Pot să spun că am avut în BAVEG 10 miliarde de amenzi, 1 milion de lei, sunt amenzi foarte multe. Pe relații de muncă am avut în jur de 18 miliarde, ne referim în bani vechi, iar pe securitatea muncii aproape 10 miliarde. Deci Inspectoratul de Muncă pe anul 2014 a dat amenzi în jur de 28 de miliarde, foarte multe amenzi date, eu vă spun, de către inspectorii de muncă, dar după cum vedeți, amenzi meritate. Amenzi care a dat la unii angajatori și foarte multe munca fără forme legale, în care n-au înțeles că munca fără forme legale nu este o prioritate. În anul 2014, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Gorj a efectuat peste 4.000 de controle la angajatori, descoperind doar aproximativ 200 de oameni care munceau fără cadru legal, față de 600 de muncitori care lucrau la negru, descoperiți în anul 2013. Din ce în ce mai multe defecțiuni la rețeaua Apa Regio, numai în ultimele zile muncitorii au intervenit de două ori pentru a repara conductele de colectare. Acestea cedează din cauza temperaturilor și a debitelor mari pe care trebuie să le preia. Muncitorii Apa Regio sunt obișnuiți să fie chemați pentru lucrări de întreținere și reparații, însă în ultimul timp aceste apeluri au fost tot mai dese. Numai ieri au avut de reparat o conductă de colectare în apropiere de Răchiți, lucrare care a durat o zi întreagă. Conductele sunt adânc îngropate în pământ, lucru care face și mai dificilă intervenția muncitorilor, iar piesele de schimb sunt foarte scumpe. Tocmai din acest motiv, conductele sunt înlocuite sau reparate abia atunci când cedează definitiv. În ultima perioadă, datorită variațiilor de temperatură și a debitelor de pe surse, am avut câteva avarii destul de importante pe aducțiunile de 600, respectiv de 800, aducțiuni care leagă sursa noastră de suprafață de la Runcu cu stația de tratare apă. Am avut o avarie pe conducta de 600 în dreptul la Faj, în parcare. A durat o zi și jumătate, conducta fiind la aproape 6 metri adâncime, iar ieri a trebuit să intervenim pe conducta de 800 în dreptul localității Răchiți, unde am avut din nou o avarie. Conductele sunt vechi de peste 40 de ani. Toate aceste intervenții sunt intervenții de durată, sunt intervenții care consumă foarte mult timp și multă manoperă și costă destul de mult material.
La ora actuală, APA-Regio desfășoară un program de reabilitare a rețelei, program numit Postmediu 1, prin care compania de distribuție a obținut o finanțare de aproximativ 3.000 de miliarde și care se va încheia la sfârșitul anului 2015. Sunt o mulțime de lucruri de care rețeaua are nevoie și în interiorul zonei de distribuție apă și în interiorul cartierelor. Aceste lucrări vor fi acoperite pentru perioada 2015-2020 printr-un program de finanțare cu finanțare externă, Postmediu 2, care va fi în continuarea acestui contract pe care noi îl derulăm în această perioadă, Postmediu 1, și care se apropie de sfârșit la 31-12-2015. Acest program va fi terminat. E vorba de vreo aproape 3.000 de miliarde pentru care s-au făcut investiții pe toată area de acoperire a județului Gorj. Investițiile vor continua cu a doua parte a programului, care se va desfășura în perioada 2015-2020. Șefia Consiliului Județean este încă de acum un subiect aprig dezbătut. Tot mai multe persoane își doresc scaunul pe care îl ocupă în acest moment Ion Călinoiu. Printre posibilii candidați se numără prefectul Alin Văcaru, Cosmin Popescu, Florin Cărciumaru, Gheorghe Pieptan, dar și Ciprian Florescu. Acesta din urmă a afirmat că în cazul în care Ion Călinoiu va candida pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Județean, îl va susține și nu va candida împotriva lui. Întrebat dacă va mai candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în anul 2016, Călinoiu a declarat că vor candida doar cei care cred că pot duce la bun sfârșit proiectele începute de Consiliu, fie ele pe termen scurt sau pe termen lung. Suntem acum într-o campanie, după cum vedeți, de modernizare a infrastructurii rutiere, de punerea în valoare a potențialului turistic, și pentru asta ne mobilizăm. Ducem proiectele la bun sfârșit, lăsăm proiecte deschise pentru perioada următoare, proiecte pe termen scurt și pe termen lung, trebuie preluate. Cineva crede că le poate face, va candida. Ciprian Florescu, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean, afirmă că este la curent cu toate proiectele desfășurate la nivel de Consiliu Județean, dar cu toate acestea nu se consideră cel mai bun. Florescu așteaptă decizia PSD, întrucât are nevoie de susținerea partidului pentru a câștiga alegerile pentru acest post, și spune că își va susține orice coleg care se va dovedi o alegere mai bună în urma studiilor sociologice. În acest moment sunt într-un mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean, cunosc destul de bine problemele cu care se confruntă Consiliul și proiectele pe care le derulează Consiliul Județean. Asta nu înseamnă însă că sunt cel mai bun și nici cel mai potrivit. Sunt convins că sunt mulți alții care, atunci când vine vorba de calități care ar putea să-i recomande pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, sunt o grămadă și unii identificați, alții nu. Se vor face cu siguranță studii de piață, studii sociologice, studii legate de notorietate și de gradul de simpatie pe care l-au mai mulți posibili candidați la această funcție, și dacă vor exista colegi de-ai mei, dacă va exista un coleg de-al meu de partid care să stea mai bine în simpatia electoratului și să dovedească că este o variantă mult mai bună decât mine, sau mai bună, nu mult mai bună, mai bună decât mine pentru funcția de președinte, îl voi susține. Momentan, Florescu așteaptă decizia actualului președinte al Consiliului Județean. Dacă acesta va decide să candideze din nou, Florescu afirmă că îl va sprijini în totalitate. În cazul în care domnul Ion Călinoiu se va decide să candideze din nou, spuneți că nu veți candida împotriva dumneavoastră? Niciodată. Niciodată nu o voi face, îl voi susține cu toată tăria, cu toată puterea mea. Și asta pot să vă spun. Cu Ion Călinoiu președinte, cred că aș putea să mai duc un mandat de vicepreședinte fără problemă. Asta dacă, sigur, și domnia sa ar considera că pot face în continuare parte din echipa de conducere a Consiliului Județean. Dan Vâlceanu afirma într-o conferință de presă că Partidul Social Democrat va susține candidatura lui Călinoiu pentru Consiliul Județean. Vă spun de acum, candidatul PSD la Consiliul Județean va fi Ion Călinoiu. Restul sunt, cum să vă spun, mici glume. Indiferent de voința individuală a politicienilor, studiul social va fi cel care va decide candidatul ideal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Ședință cu primarii PNL, liberalii au discutat cu un consultant din București care le-a oferit informațiile necesare despre exercițiul bugetar pe fonduri europene 2014-2020, precum și despre alte posibilități de finanțare a unor investiții din fonduri guvernamentale.
Copreședintele Partidului Național Liberal Gorj, Dan Vâlceanu, a ținut să precizeze că era nevoie de o ședință, deoarece primarii aveau numeroase nemulțumiri și era nevoie de lămurirea lor cu privire la exercițiul financiar 2014-2020 și când vor putea să își depună proiectele. În materie de exercițiul financiar 2014-2020, li s-au oferit primarilor informații cu privire la programul operațional regional și, bineînțeles, programul de dezvoltare rurală pentru primarii de comune. Exista la un moment dat o teamă, o temere a primarilor de orașe că infrastructura din orașe nu va fi cuprinsă în POR și știți foarte bine că au existat primari care și-au spus nemulțumirea. De aceea am simțit nevoia ca primarii noștri să știe ce se va întâmpla în exercițiul financiar 2014-2020 și când se pot depune deja proiectele. Dan Vâlceanu a mai declarat că s-au primit numeroase sesizări de la cetățenii din Târgu Jiu cu privire la crearea unei piste de bicicliști în urma numeroaselor cazuri de accidente. Acest fapt a generat crearea unui proiect pe administrația fondurilor pentru mediu, termenul limită pentru depunerea dosarelor fiind în februarie. În acest moment, pe AFM se pot finanța de la Guvernul României pentru proiecte depuse în februarie. În februarie este termenul limită. Piste de bicicliști și parcuri în valoare de 2 milioane de lei pentru orașe mai mari de 30.000 de locuitori, 1,5 milioane de lei pentru orașe între 10.000 și 30.000 de locuitori și 1 milion de lei pentru orașe mai mici de 10.000 de locuitori. Iar din punctul ăsta de vedere, domnul Berca a avut solicitări din partea cetățenilor din Târgu Jiu pentru piste de bicicliști, pentru că au existat de-a lungul timpului accidente rutiere. La ședință nu au fost prezenți numai primarii, ci și personalul din primării care se ocupă cu scrierea proiectelor. Mai multe familii locuitori ai celui mai mare bloc din orașul Turceni vor fi chemați în instanță de către primărie pentru a restitui sumele de bani pe care aceștia le datorează ca urmare a avelopării blocului în care locuiesc. Edilul orașului Turceni afirmă că proiectul prin care primăria dorea colaborarea cu cetățenii pentru reabilitarea blocurilor a fost un eșec. Deși au semnat documentele prin care se obligă să restituie primăriei sumele aferente acestei lucrări, locatarii blocului reabilitat nu și-au respectat partea de contract. Astfel, programul de anvelopare a blocurilor demarat de primărie în colaborare cu asociațiile de proprietari a fost oprit. Întrucât nu au putut fi recuperați banii cheltuiți cu prima lucrare, primăria se vede nevoită să dea locatarii în judecată. Este o problemă a localității noastre. Noi am încercat să inițiem un program de anvelopare a blocurilor în parteneriat cu Asociația de Proprietari. Am și făcut un bloc cel mai mare din Turceni, cu cel mai multe scări, pe principiu ca primăria să sprijine demararea acestei activități, urmând ca pe măsură ce locatarii restituie banii, să se facă următorul bloc. Din păcate, acest program al nostru a dat eșec prin faptul că, deși inițial locatarii și-au exprimat acordul și au semnat niște documente prin care se obligau să plătească aceste rate către primărie. Ulterior am constatat că nu s-au ținut de această promisiune și acum suntem nevoiți să îi chemăm în instanță să ne restituie sumele de bani. Totuși, edilul orașului nu a renunțat la ideea de a reabilita blocurile. Chiar dacă prima încercare s-a finalizat cu un eșec, acesta spune că va încerca să obțină fonduri europene pentru a putea finaliza proiectul. Suma totală necesară investițiilor se ridică la peste 500.000 de euro. Noi avem pregătit să facem o aplicare pe fondurile europene, pe bugetul 2014-2020, în draftul de proiecte, de axe de finanțare care se prevăd pentru această perioadă, există și această posibilitate ca autoritățile publice locale să aplice pentru a primi fonduri pentru această anvelopare a blocurilor. Eu sper să demareze cât de curând aceste programe de finanțare, că, după cum știți dumneavoastră, sunt în întârziere și sper să avem de asemenea sorți de izbândă în a obține fonduri europene pe această activitate. Pentru toate blocurile care le avem, noi suma este undeva la 500.000 de euro. Cea mai mare parte din această sumă va fi suportată din fondurile primite de la Uniunea Europeană. Însă și proprietarii locuințelor, dar și autoritățile locale vor trebui să contribuie.
Autoritățile locale din comuna Albeni le-au promis locuitorilor din Câmpul Mare că în cel mai scurt timp vor începe demersurile pentru realimentarea cu apă și gaze a satului. Zeci de familii au rămas fără utilități după ce în vara anului 2014 podul pe care se aflau conductele a fost distrus. În satul Câmpul Mare au fost construite aproximativ 300 de case în care s-au mutat o parte din persoanele afectate de alunecările de teren din Roșia de Amaradia și Albeni, care au avut loc în 2006. Ghinionul nu i-a ocolit pe acești oameni, întrucât în luna iulie anului trecut, după ploi torențiale, viitura a distrus podul peste râul Gilor, lăsându-i pe oameni fără apă și gaze. Primarul comunei Albeni promite ca după ce podul să fie gata, să se facă toate demersurile necesare pentru ca oamenii să aibă din nou utilități. Oamenii au rămas aici fără apă și fără gaze o perioadă. Ce veți face acum? Acum o să facem demersul pentru a lua toate avizele, ca utilitățile să fie iar repuse pe pod, exact cum au fost la început, pentru ca oamenii să beneficieze de utilități, așa cum beneficiau la început de... la începutul lucrării podului. Chiar dacă au avut parte de ghinion, oamenii au luat-o de la capăt. S-a construit chiar și o școală pentru copiii din Câmpul Mare, care urmează să fie deschisă de îndată ce autoritățile vor rezolva problema utilităților. Planuri mari pentru orașul Turceni în 2015, primăria își dorește să facă mai multe investiții pentru modernizarea orașului. Prioritare în agenda primarului sunt proiecte pentru investiții la drumuri și la canalizare, dar și pentru spitalul orășenesc Turceni. Primarul din Turceni, Dumitru Gâlceava, a declarat că a reușit la finele anului trecut semnarea unui contract de finanțare obținut prin Programul Național Dezvoltare Locală, iar anul acesta primăria va primi aproximativ 50 de miliarde de lei vechi pentru a demara lucrările pentru asfaltarea drumurilor. Da, avem drumuri asfaltate, avem 13 kilometri. Spre bucuria mea și numai mea și a cetățenilor din orașul Turceni, am reușit la sfârșitul anului trecut să semnăm un contract de finanțare pe OG28, pe Programul Național Dezvoltare Locală. Am și primit în 2014 în jur de 500.000 de lei pe care i-am și cheltuit, iar în anul acesta a trebuit să primim jumate din suma de care avem nevoie să continuăm. Este vorba de 50 de miliarde vechi, urmând ca programul să încheie în 2016, dacă, bineînțeles, lucrurile vor merge normal. La sfârșitul anului 2016, practic ar trebui ca toate străzile din orașul Turceni să fie asfaltate. Dumitru Gâlceava a mai declarat că există un proiect care prevede modernizarea spitalului și dotarea acestuia cu aparatură nouă, dar și construirea unei aripi noi a spitalului pentru a fi mutată secția de psihiatrie. Întreaga investiție se ridică la 11 milioane de euro. Modernizarea spitalului din Turceni, pe același model cum am făcut cu liceul, deja suntem în discuții cu o firmă de consultanță, modernizare care va însemna, pe de o parte, spațiu hotelier și ne dorim să construim și o aripă nouă a spitalului în care să mutăm secția de psihiatrie, iar pe de altă parte va însemna dotarea spitalului cu aparatură medicală la nivelul european din acest moment. În prezent, licitația pentru extinderea canalizării la satele limitrofe ale orașului Turceni este în curs de licitație. Nici liceul din oraș nu este trecut cu vederea, dorindu-se extinderea părții de atelier. Tot în cursul acestui an va fi finalizat și campusul școlar. O nouă zi liberă pentru români, 24 ianuarie a fost declarată oficial zi națională nelucrătoare, în care vom sărbători unirea principatelor române. Decizia a fost luată încă din decembrie anul trecut, când proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru și 4 împotriva. Deși 24 ianuarie va pica într-o zi de sâmbătă în acest an, bugetarii se vor putea bucura de acum înainte de o zi liberă de mica unire. Unirea Principatelor Române reprezintă unirea statelor Moldova și Țara Românească. Sâmbăta se vor împlini 156 de ani de la eveniment. Puțini gorjeni își amintesc semnificația acestei zile. Și ce vom sărbători sâmbătă pe 24 ianuarie? Ziua Națională a României. Este ziua Unirii Principatelor Române. A fost declarată zi liberă națională. Da, 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 da. Ce părere aveți despre asta, că vom avea încă o nouă zi liberă? Mi se par cam multe zile libere. E bine, dar totuși câte unii au prea multe zile libere și câte unii deloc. Noi la patroni cam deloc nu prea avem. Sunt și târgujieni care nu au uitat semnificația zilei. Știți ce vom sărbători sâmbătă pe 24 ianuarie? Normal, Unirea Principatelor. A fost declarată zi națională liberă, încă o zi liberă. Păi cam acum cam e la modă libertatea asta. Când zilele naționale, când sărbătorii... Toate sunt libere, normal.
Ziua Unirii Principatelor nu va fi trecută cu vederea nici de autoritățile locale. Acestea vor avea un program pentru a omagia această zi. Artiștii ansamblului profesionist Doina Gorjului vor susține un spectacol pentru cei care vor participa la manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie, iar actorii teatrului dramatic Elvira Godeanu vor transpune scene din perioada Unirii Principatelor. După generic, urmărim informațiile din sport. Energia a pășit cu dreptul în 2015, handbaliștii gorjeni au câștigat prima manșă din duelul cu CSM București, scor final 32-25, din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. Cel mai bun marcator al meciului a fost interul Energiei, Florina Catrinei. După un început catastrofal de meci, când tabela arăta 0-5, Liviu Andrieș a cerut time-out, iar la reluare gorjenii au revenit în meci. Elevii lui Andrieș au prestat o apărare exactă, au mărit presiunea în atac și au speculat momentele favorabile apărute în timpul partidei. La final, Energia s-a impus la o diferență de 7 goluri. Unul din artizanii acestui succes, interul Florina Catrinei, a declarat că nu se aștepta la o victorie așa categorică, deși surprinzătoare atât pentru el cât și pentru colegii săi. CSM București a venit la Târgu fără 5 jucători de bază, dar nici Liviu Andrieș nu a avut la dispoziție tot lotul. Din lotul Energiei au lipsit Giotoiu și Dinescu, operații de curând, Mota, încă un nerefăcut, dar și Andrei Enache cu o accidentare de ultimă oră. La toate acestea s-a adăugat faptul că și Sifre Flores a avut probleme medicale. Deși cotați cu șansa a doua în acest meci, elevii lui Andrieș au dat dovadă de dăruire totală și Energia a reușit să se impună în fața echipei bucureștene. La capătul unui meci foarte disputat, la o diferență de scor la care foarte puțin se așteptau. Meteorologia anunță că temperaturile vor fi în continuare mai ridicate decât în mod normal. Temperaturile exacte în rubrica Meteo. Un câine face furor pe internet după ce a fost filmat de stăpân în timp ce viziona un meci de fotbal. Atent din calea afară, patrupedul sare de bucurie în momentul în care echipa lui preferată reușește să marcheze. Știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor!